Bine v-am regăsit, dragii mei, la întâlnirea noastră săptămânală din fiecare seară de marți. Dacă stau mai bine și mă gândesc, este ultima întâlnire în direct din acest an, an calendaristic, bineînțeles, nu școlar, pentru că nu ne luăm vacanță, ci ne propunem să realizăm pentru dumneavoastră de sărbători o ediție specială în curtea școlii, o ediție în care vor fi prezenți elevi din curtea școlii, din întreg județul Suceava. Deci vom avea de muncit, drept pentru care nu o să ne vedem în direct, dar cu siguranță, așa cum spuneam, veți avea ocazia să ne urmăriți în preajma sărbătorilor de Crăciun. O ultimă ediție pe care mi-o doresc să o găsiți interesantă, să vă simțiți bine, așa îmi doresc și eu să fie o ediție relaxată, relaxantă, pentru că în seara aceasta am invitat în curtea școlii, la o săptămână după ce erau prezenți aici elevi care fac mai mult decât ceea ce înseamnă procesul educativ din sălile de clasă, elevi care au activitate interesantă și dincolo de curtea școlii. În seara aceasta, spuneam, am invitat doamne profesori care își desfășoară activitatea, duc mai departe educația în alte activități. O să aflați cine sunt invitații din seara aceasta. Înainte însă, așa cum v-am obișnuit, vom începe cu un scurt calendar al zilei de astăzi și vom aduce câteva informații din domeniul educației la nivel național. Să spunem că pe 12 decembrie, în anul 1864, Episcopia Ortodoxă de la Sibiu a fost ridicată la rangul de mitropolie. La acea vreme, mitropolit era Andrei Șaguna, cel despre care, probabil știu câțiva din curtea școlii, a militat pentru drepturile ortodoxilor și românilor din Transilvania, fiind fondatorul gimnaziului românesc din Brașov. Tot pe 12 decembrie, în anul 1927, se înființa Asociația Sportivă, Asociația Presei Sportive din România. Ține tot de educație, nu-i așa, tot ceea ce ține de informație și de informare, pentru că în anul 1992, pe 12 decembrie, se ia ființă formația de muzică folk-pop Pasărea Colibri. O îndrăgită formație, spun eu, de cei poate nu atât de tineri din curtea școlii, dar cu siguranță ascultată și de cei care sunt astăzi elevi. Pe 12 decembrie, în anul 2002, Uniunea Europeană invita 10 țări candidate la aderare, printre care și Ungaria, vecina noastră. Astfel, numărul membrilor Uniunii Europene creștea de la 15 la 25, pentru ca României și Bulgariei să-i fie fixat drept termen de aderare anul 2007. A trecut ceva vreme de atunci, suntem deja membri ai Uniunii Europene, cu drepturi depline, cel puțin la nivel de teorie. Pe cine mă sărbătorim pe 12 decembrie? În anul 1821 se năștea scriitorul francez Gustave Flaubert. În anul 1978, pe 12 decembrie, s-a născut actrița română Monica Bârlădeanu, iar în anul 1980, pe 12 decembrie, s-a născut fotbalistul sucevean. Nu mai activează cei drept acum, dar este foarte cunoscut, cel puțin de cei din județul nostru. Mă refer aici la Dorin Goian. Să mai spunem că pe 12 decembrie în anul 1983 trecea în neființă îndrăgitul actor de teatru și film Amza Pelea, pentru ca în anul 2011 să ne despărțim de Mălina Olinescu, și ea din domeniul artistic, cântăreață română. Ce marcăm în această perioadă? Gândurile sunt cu siguranță și ale celor mari și ale celor mici spre Crăciun, mai puține sărbători, cei drept. Pe 13 decembrie în România se marchează ziua tipografului, pentru ca pe 18 decembrie să marcăm ziua minorităților naționale de la noi. Înainte de a merge mai departe, vreau să mulțumesc ca de obicei celor care sprijină emisiunea noastră, doamnei Anca Accente, Maria Ciobanu și Anca Mihailov de la salonul Perfect Style, situat în cartierul Opcii.
În urmă cu o săptămână, așa cum știți exact, acum o săptămână, la ediția precedentă, spuneam că a trecut în neființă ultimul suveran al României, regele Mihai I, cel care a fost șef al statului între anii 1927-1930, 1940-1947. Drept urmare, s-a aprobat în ședința de guvern de miercuri hotărârea prin care zilele de 14, 15 și 16 decembrie au fost declarate zile de doliu național. Se recomandă ca în școlile, în curtea școlilor, în aceste zile să nu se organizeze sărbări. E o recomandare, rămânând la decizia fiecărui profesor, fiecărei școli, dacă va susține aceste sărbători din preajma Crăciunului, timp fiind totuși în ultima săptămână din acest an calendaristic. Mergem mai departe și spunem că ministrul educației, domnul Liviu Pop, și-a exprimat dorința ca România să urce în prima treime la următoarele evaluări din monitorul educației și formării elaborat de Comisia Europeană. De la dorință până la putință e ceva de parcurs. Dumnealui, așa, pe final de an, cum fiecare dintre noi ne exprimăm dorințele, și a exprimat-o și el, pentru că știm, la acest moment, România nu ocupă un loc meritoriu. Este un document acesta despre care vă aminteam, care cuprinde 28 de rapoarte de țară, fiind publicat de Comisia Europeană, Direcția Generală de Educație, Tineret și Sport și Cultură, a fost publicat pe data de 9 noiembrie. Din aceste rapoarte, cum spuneam, România se situează undeva într-un loc mai la coada clasamentului, având în vedere că elevii români, cel puțin cei de 15 ani, au un nivel destul de scăzut de cunoștințe, situându-se undeva la 39% la matematică, 40% la științe și circa 38%, deci undeva la 40% cam la toate disciplinele, în timp ce media Uniunii Europene este mult mai scăzută a rezultatelor acestea care nu ne fac cinste, undeva la 20%. Iar domnul ministru își dorește să aducă România, așa cum spuneam, în prima treime a acestui clasament. Drept urmare, își propune o sumedenie de măsuri pentru perioada imediat următoare. Prima ar fi să rezolve problema profesorilor necalificați, de pentru care se plănuie diferite modificări în ceea ce privește finanțarea locurilor de licență. Domnul ministru își dorește să aplice chiar din anul viitor o măsură prin care va finanța, va bugeta locurile la licență, perfecționarea cadrelor didactice realizându-se în felul acesta mai ușor. Pentru că doar 2% dintre cadrele didactice la acest moment au un master didactic, așa cum prevede legea educației, de 6 ani. O altă măsură care ar putea să crească, se pare, România în acest clasament este aceea prin care se dorește ca detașarea cadrelor didactice să se interzică pentru o perioadă mai mare de 3 ani. Deci 3 ani să aibă dreptul profesorii să se detașeze, considerându-se că în acest fel se va crește calitatea învățământului românesc. Și tot legat de starea de bine din curtea școlii, s-a decis, a luat o decizie acum pe final de an, ca profesorii să primească în cele din urmă banii ce li se cuvin în urma sentințelor judecătorești. Iar domnul ministru a spus că a obținut banii pentru profesori din fondul de rezervă al ministerului și din economiile pe care le-au realizat unele inspectorate școlare, astfel încât profesorii vor primi banii integral. Iar în unele județe acești bani vor fi în quantum de 90%. Cam acestea au fost, cred eu, direcțiile prin care domnul ministru își propune să crească, cel puțin așa, pe termen scurt,
să crească ceea ce se întâmplă în curtea școlii, sporind, cum spuneam, și starea de bine. Să mai spunem că își propun cei de la București, prin doamna deputat Marcela Cobuz, care, iată, ne reprezintă la București, să atragă atenția asupra obezității. Noi am tot vorbit despre această problemă. Dumnea ei își dorește introducerea unei discipline prin care elevii, începând cu cei mai mici din învățământul preșcolar și continuând până la gimnaziu și chiar la liceu, să studieze nutriția, să afle mai multe despre ce înseamnă un stil de viață sănătos, o alimentație sănătoasă. Și se pare că acest proiect a fost susținut de 103 deputați și senatori, care, iar proiectul este în prezent în dezbatere publică și în atenția specialiștilor. Este o inițiativă lăudabilă, spun eu, care ar putea avea un efect pozitiv asupra elevilor și implicit asupra familiilor lor. Să mai spunem că guvernul a aprobat în ședința de miercuri 6 decembrie lista celor 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat, prin care se va aplica programul pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari și elevi, precum și fonduri necesare finanțării acestui program. Se pare că din fiecare județ se va alege o unitate de învățământ școlară, mult, mult sub necesar, dar fondurile se pare că sunt doar pentru o singură școală din fiecare județ. Este un program pilot care își propune să se dezvolte în timp. O inițiativă bună, dar având în vedere că sunt foarte, foarte puține școlile care au cantine și care au tot ceea ce presupune aplicarea unui astfel de proiect, probabil că vom vedea, vor mai trece mulți ani până se va aplica în multe din școlile din România și nu doar din județul Suceava. Și una ultimă informație legată tot de bani. De data aceasta sunt fonduri europene. Ministerul Educației Naționale și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și fondurilor europene au lansat 3 apeluri de proiecte în valoare totală de aproximativ 258 de milioane de euro. Obiectivul îl reprezintă finanțarea prin programul operațional regional a investițiilor în infrastructura educațională din învățământul antepreșcolar și preșcolar, din învățământul obligatoriu și din învățământul profesional și tehnic. Programul operațional regional 2014-2020 este unul din programele operaționale implementate în România și cofinanțate din fonduri europene, care își propune, așa cum spuneam, să aducă mai multe investiții în învățământul românesc. Trebuie ca unitățile de învățământ probabil să depună o aplicație, să solicite aceste fonduri în funcție de nevoile pe care le au. Mă opresc aici cu informațiile pe care vi le-am pregătit, pentru că, așa cum vă spuneam, în această ultimă ediție din anul 2017 am invitat în curtea școlii la Bucovina TV 3 doamne care își desfășoară activitatea legată de educație sau prin care încearcă să influențeze pozitiv educația, nu doar în curtea școlii, nu doar în sălile de clasă, prin proiectele personale, proiecte care implică o sumedenie de copii, proiecte interesante despre care vă propun să discutăm în seara aceasta. Le spun bună seara și bine ați venit în curtea școlii doamnei Dorina Fărtăiș, de la școala gimnazială numărul 8 Suceava, care reprezintă în seara aceasta și Organizația Cercetașii României, ușor de recunoscut pentru că poartă cămașa cercetașilor și însemnele. Nu e pentru prima dată în curtea școlii. De asemenea, o salut pe doamna Biciușcă Irina, profesor de limba engleză la școala gimnazială Dimitrie Păcurariu Ușcheia. Și îi spun bună seara pentru prima dată în curtea școlii, nu pentru prima dată la Bucovina TV, a doamnei profesor Oana Cocoș, de la școala gimnazială numărul 3 din Suceava. Mulțumesc! Bună seara! Prezentare! Mi-am propus în seara aceasta să avem așa o discuție relaxată. Se apropie sărbătorile, bradul e împodobit aici la noi în
platou. E final de an, un moment așa în care mulți dintre noi tragem linie, ne întrebăm dacă am reușit să realizăm din proiectele acelea pe care ni le-am propus la început de an, ce am putea face mai bun în anul viitor. Și pentru că activitatea, am să-mi permit să spun voastră și n-am să mai vorbesc așa de protocolar, având în vedere că ne cunoaștem de ceva vreme, pentru că activitatea voastră trece, așa cum spuneam, de porțile școlii, încercând să aducă mai mult bine, spun eu, în viețile copiilor, ale părinților și implicit în comunitate. Cred că o să avem multe lucruri de discutat. Am să încep cu Dorina, pentru că pe ea am prezentat-o prima dată. Nu ești pentru prima dată la noi și asta are și un motiv, prezența ta. Cât anul acesta a doua oară? Sau anul acesta nu ne-am văzut? Anul acesta nu ne-am văzut, am înțeles. Cu toate că Organizația Cercetașii României, filiala din Suceava, a avut activități și anul acesta. Au venit reprezentanții de suflet, cei mari, care au prezentat activitățile importante din oraș, Festivalul Luminii. Nu, înainte de Festivalul Luminii a venit delegația celor mari și au discutat despre proiectul lor. Da, despre proiecte, reprezentanți. Am înțeles, deci despre proiectele organizației am tot vorbit. Eu aș vrea să te întreb de ce Cercetașii României, de unde această alegere, când a început și ce ți-ai propus în momentul în care ai devenit cercetaș, nu? Lider de cercetași, dar cercetași așa la început. Da, cred eu că încerc mereu să devin cercetaș. Nu cred că sunt cercetaș nici acum. Acesta este un stil de viață până la urmă pe care ți-l însușești. A început acum 10 ani cu un curs de formare. Deci am aflat despre cercetași printr-un curs de formare. Și am găsit acolo niște tineri extraordinari care au reprezentat niște modele pentru mine și mi-am dorit, în primul rând pentru copilul meu și apoi pentru cei din jur, să culeg din, nu știu, bunătatea, lumina lor, din tot ce au ei mai... Într-adevăr, erau niște copii deosebiți. Și apoi am început să vreau mai mult și am văzut că pot. Practic, aici mi-am găsit bucuria de a face și altceva, nu doar școală. Și am observat că, într-adevăr, copiii care vin la cercetași sunt mai apropiați și de școală în final. Deci, practic, am reușit să îmbin una cu alta. S-au completat activitatea de la catedră cu cea din cadrul Organizației Cercetașii României. Vreau să știu, sunt convinsă că e benefică această activitate pentru copii, vreau să știu care au fost beneficiile pe care ți le-a adus ție prezența în cadrul acestei organizații, așa cum voi încerca să le trag de limbă și pe celelalte două invitate ale mele legat de activitățile pe care le desfășoară, dar discuția noastră va continua după un scurt moment de publicitate.